Te-ai lăsat, știu eu, să-mi minți. Nici de cum, doar ai văzut. Știi când eram mică și m-ai luat prima oară pe cal, îți amintești? Am înghețat de frică, așa de tare mergeai. Atunci mi-am pus în gând să merg și eu la fel de iute ca tine. Și acum? Și acum? Mai în trecut. Armașe, privește, se apropie cineva. E Nenada cu oamenii lui. Mă bucur că nu ți-ai uitat făgăduiala. Sunt gata, la Alba m-ai învins. Hai să reușești să-mi o plătești. Datoriile neplătite apasă greu. Duci la rege? Așa e. Nu ți-e frică? Frică le-a acelora care au ceva de pierdut. De nu vom ajunge noi la rege, va ajunge fapta noastră. Iar domnia ta, ți-ai plătit datoria așa cum se cuvine. Ai câștigat. Ceilalți? Omul nostru, spanul de cenat, vă trimite vești cinstite jude. Care este rostul călătoriei voastre schimbat în neguțător de pește vornice, Huru? De nu ai dezlegare de taină de la stăpânul tău, nici nu voi să aflu. Lucrurile menite să izbutească nu se strigă în vânt înainte de a le făptui mărite, jude. Domnul meu și prietenul vostru, voievodul Petru Rareș, îți trimite multă sănătate și aceste daruri. Ca semn de recunoștință pentru că l-ai ajutat. Domnul și țara mea cunosc puterea și locul pe care domnia ta le are în țara Transilvaniei și țurează ca această putere și cinste să crească și să se întindă cât mai mult. Puteți spune tot ce aveți pe suflet, vornice. Aici sunteți în siguranță. Petru Rareș, domnul meu, vrea să vină cu oaste în Transilvania, pentru ușurarea românilor de aici. Vorbele ce-mi spuneți, vornice, vestesc o mare bucurie pentru tot neamul românesc. Te roagă să-l ajuți în pornirea domniei sale. Și cum aș putea să-l ajut eu pe domnul tău? Să pregătești românii din țara Hațegului să-l primească bine. Restul vom face noi, mărite jude. Va fi precum vrea domnul tău. Acum du-te și te hodinește și să vii la slujbă. Azi este hramul obștei noastre. Negoțul meu nu poate să aștepte mult, mărite jude. Mai trecem peste o lună, dar acum voi pleca imediat după hodină. Am adus și mărun și crab de Dunăre, am un butoaie somn, lin de baltă, mreană dulce de Dorna, păstră de Bistrița și... și ceva vinișor de-al nostru. Bine, bine, staruste, am să cumpăr și eu 30 de butoaie, tot atât cât cumpăram și de la stăpânul tău Rareș, când era măjar. Îți mulțumim, cinstite jude. Știrele le voi trimite prin logofăt. Bună dimineața, domniță Zanfira și nobile Cheșării!
Doamne, să nu-mi cred ochilor, în sfârșit un om. Ah, e pictorul Toma. Domniță Zamfira, ce întâmplare! E o mare cinste pentru mine să vă întâlnesc. Ce treburi grabnice v-au pornit la drum acum în miez de iarnă? Mergem spre Moldova, magistre. Știi, negoțul soțului meu. Domniță, de mult vroiam să vă fac portretul și dumneavoastră și excelențe sale, domnului Cashery. Magistre, cu mare plăcere, dar nu știu dacă acu e momentul, decât dacă vii cu noi la Hațeg. N-am să pot merge cu dumneavoastră, domniță, acolo. Misiunea mea importantă mă face să vă las să vă spun călătoria plăcută. Curios și pictorul ăsta. Mai mult îl găsești rătăcind pe drumuri neumplate decât la castele. Uite, el și iarna pictează. Opriți! Și cu ăsta ce facem? Spânzurați-l cât mai repede, că n-avem timp. Haide, bă, dă-i drumul! Nu! Nu! Nu mă omoară, sunt trimisul regelui! Nu! Nemernicilor! Așa vreți voi să vă dobândiți libertatea? Jefuind? Omorând? Aducând ciurgia bisericii asupra noastră? Eliberați-l! Vai mie! E trimis Urigăi! Ticălosule! Noi ne-am răsculat împotriva grofilor și a stăpânilor ucigași! Ca să nu mai fim robi! Nici noi, nici copiii noștri. Nu pentru a jefui. Iar dacă așa voiți, fiți hoți. Eu nu mai merg cu voi. Nu ne lăsa! 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 Spânzurați-l! Hai! Terminați cu el. Am fost tovarăși de luptă cu voi. Suntem din același sat. Nu! In nomine Patri, ex Spiritus Sanctis. Amen. Doamne Dumnezeule, spre tine, drumurile sunt din ce în ce mai primejdioase, viața noastră mai fără de siguranță. Hai, băieți, ajutați un slujitor al Domnului să treacă apa. O să mă rog pentru voi să încolțească sămânța și să rodească. Să ierte sfinția ta pornirea acestor oameni, care din neam în neam au fost urgisiți de stăpânilor, mai rău ca animalele pădurii. Își fac și ei dreptate cum pot. Mă rog, Dumnezeu să ierte. Să spui sfinția ta regelui că noi nu vrem nimic altceva decât dreptate. Bine, bine. Așa să-i spui. O să-i spun. Dumnezeu să ierte. Pe drum l-am întâlnit pe Nenada, căpetenia răsculaților răbași de peste munte. L-am cunoscut la Alba, ca oștean al regelui. Unde e aproape? Cale de două zile. Vor să treacă pe aici, în Ungaria, la rege. Pe Nenada îl cunosc bine. Sunt mulți? Cam mulți. Ce vor? Vor să se dezrobească de sub stăpânirea grofilor. Și tu ce crezi? Ar trebui să-i ajutăm. Pe Nenada îl vom ajuta, dar în taină. Și acum poți pleca. De unde l-ai? Cine ți-a dat acest buzdugan? L-am găsit în peștera de lângă apa străiului. Doar atât? Doar atât. Acest buzdugan, acest sceptru,
cred că a aparținut viteazului rege Decebal. Cred că e o parte din comoara despre care se spune că a ascuns-o acolo. Nu se poate. Se știe că împăratul Traian a găsit-o și a dus-o cu el la Roma. Dar dacă împăratul n-a găsit întreaga comoară? Am căutat peste tot. N-am găsit nimic. Se poate. Dar gândul că acolo ar mai putea fi ceva, ascunzișul vremii, e mai de nepătruns decât al oamenilor. Lucrul acesta e de mare preț și de taină. Aici e ferit de ochi străini. De când tatăl tău a murit în robie, tu ești ca și copilul meu, Codrea. Și nu am taine față de tine. Mărite Jude, ție-ți datorez totul. Lasă asta. Duceți-vă și vă pregătiți. Avem oaspeți de seamă. Pe logofătul Toader Bubuioc și pe Ștefan Cheșeru, nobilul, care este în drum spre Moldova. Cu domnița? Da, cu zvăpaia ta de Zanfira. Judele? Ha, este foarte primitor, mă cunoaște de mică, iar Codrea a plecat de mult de la Alba. Sigur este aici. Hai, ne întoarcem la Alba, ce bine. Eu spus că drum la Moldova tare greu. Uf, mereu înțelege altceva. Suntem fericiți să te vedem, nobile Codrea. Nu plecam la drum dacă nu treceam pe aici. Ca să te văd. Încât omul trebuie să alerge mult și bine ca să te prindă. Și asta cine știe când. Ce întâmplare! Dar cărui faptul datorăm această plăcută întâlnire, domniță? Cum nu știi? Suntem în drum spre Suceava, soțul meu are treburi, să cumpere niște blănuri scumpe. Dar eu nu cunosc pe nimeni acolo. Simt că o să mor de plictiseală. Moldova are frumusețele ei. Da, ce-ar fi să fii cu noi? Cunoști oamenii, locurile și ne-ar face plăcere. Ți-am simțit amândoi lipsa la Alba, nu-i așa? Binchiuti Costancoval. Soțul meu nu mai aude de la nașterea fetiței. Vii cu noi? Ce faci, Codrea? Vii cu noi? Altă dată cu plăcere. Sunt convins, domniță, că tatăl dumneavoastră sau fratele lui vă pot ajuta în Moldova mult mai bine decât mine. Și de pleacă așa grăbit. Și pe frigul ăsta. Deschideți porțile. Brad, rămâi de strajă. Trebuie să căutăm peste tot. Tu, Bratan, rămâi să cauți aici. Eu cu Dragomir vom cerceta toate ascunzătoarele din pereți. Tu, capitane Dan, ai să cauți toată partea, până la apa care curge sub pământ. Cred că-s mult mai în spate, lângă patul pusnicului ar putea fi cel.
De ce ați plecat fără noi? Judele ne-a poruncit să căutăm în taină, Marie. Mai bine privește. Ce splendoare! Eu zic că primejde este mare și din toate părțile, iar noi românii știm că lăcomia îndeamnă pe mulți la fără de legi și blestemății. Asta e. Eu zic să o împărțim creștinește, la toți românii, să mai iasă și ei din ticăloasa de sărăcie, că prea ne-au înglodat grofii și străinii. Noi ăștia ne-am găsit-o. Și e drept să avem și noi partea noastră. Eu cred că și Sfânta Biserică e îndreptățită să-și aibă partea sa. Și oamenii noștri ce vor face cu aurul? Cu toate aceste scule de preț, unde le vor vinde? La Alba, la Viena, la Buda, la Țarigrad și poate la Veneția. Da, capitane, da. Dar vor afla cu toții, regele, grofii. Să ne grăbim și să ne cumpărăm tot ce ne trebuie. Eu vreau doi boi buni și apoi muierile și copiii sunt goi și toate casele prujolite de păgâni. Și apoi vor veni să-și aibă partea lor și episcopii, grofii și palatinii, ca să nu mai vorbim de rege. De Ioan Zapolia, Ercole Dalmatu sau Martinuții, care are de mult mâna întinsă spre noi, spre pofte de înnăbuțire și crimă. Ei n-au niciun drept. Sunt bogățiile strămoșilor noștri. Să nu uite, domnia voastră, că dreptatea este totdeauna de partea celor puternici. Să o ascundem la loc ferit. Să o folosim cu chibzuință mai târziu. Dar dacă ne trădează cineva? Judele să hotărască. Vestea despre comor zboară mai iute ca vântul. Această comoră ne-a făcut deodată cei mai bogați oameni de pe pământurile Transilvaniei. Cu ea am putea ridica case, cumpăra vite, îmbrăca muierile și copiii noștri. Dar supun judecății voastre, strămoșii noștri au îngropat-o spre păstrare. Iar soarta ne-a încredințat-o nouă, cei de acum. E drept oare ca noi să o risipim? Este oare această comoară numai aur, ori scule de preț pe care le putem târgui, capitane Dan? Atunci de ce nu târguim și sângele, și limba, și pământurile noastre? Această comoară trebuie păstrată. Păstrată cu orice preț. Trebuie însă să vedem cum o putem feri de lăcomia celor ce vor să ne ia. Cuvinte pline de înțelepciune rostit mărite, Jude. Atâta numai mă gândesc. Aici locul e nesigur, iar noi cu puterile noastre nu-l vom putea apăra. Mare primejdie, Sfinția ta, dacă aceste scule de preț rămân aici, la noi. Le vom duce acolo unde vom avea chezășie într-o păstrare. La Rareș, în Moldova. Drumurile sunt primejdioase, pline de tâlhari. Iar vămile sunt păzite cu strășnicie. Această comoară nu trebuie să cadă în mâna nimănui. Așa să fie, precum ai socotit domnia ta, mărite Jude. Am văzut cu ochii mei tot felul de odoare scumpe, aur și giuvaiere de mare preț și dau de veste excelenței voastre pentru a veni până nu este prea târziu. Du-și de grabă și mare taină această misivă la Alba Regală preasfinției sale, părintele Martinuții, episcop de Oradea. Nu cruța calul. Ai grijă, pleci ziua, nu pleca noaptea. Alianța cu păgânul, domnule Palatin Batori, cere mult aur. Ce părere are domnul consilier regal Brodarici? Majestatea sa Francisc I, regele francilor, s-a aliat cu păgânii împotriva creștinătății. De ce n-am putea și noi?
Domnul consilier regal nu știe că tratatul este secret? Nimeni nu-l cunoaște. Nici majestatea sa, nici noi, nu putem trăi un nou Mohaci. O nouă plecare în Polonia. Biruiți prin trădare. Acum nici nu mai poate fi vorba de așa ceva. Să nu uite, domnul Palatin, că majestatea sa Ioan a zdrobit răscoala secuiului Doja, care a răvășit Transilvania și Ungaria cu țăranii lui. Dar, domnule consilier regal, acest Nenada, acest om negru, sau mă rog, cum mi se mai spune, nu bântuie acum prin Transilvania? Nu se apropie el cu răsculații lui de noi? Acest răsculat va fi în curând înfrânt. Majestatea sa și trimis împotriva lui trupele conduse de comitele de Bihor, Emeric Sibec. Zăt. Aștept vești, sfințiată. Veștile ce le aduc sunt prielnice. Puteți spune majestății sale că răsculatul nu e primejdios. Domnul Moldovei se pregătește să intre cu armatele sale în Transilvania. Am primit chiar acum, printr-un trimis al omului meu de încredere, vestea că românii din țara Hațegului au găsit o comoară. Obiecte de aur, nestemate, bani. Nu cred în spusele acestui vătaf. Cine putea ascunde acolo atâtea bogății? Vătaful scrie că a fost ascunsă de vestitul rege Decebal. Asta e altceva. Te întorci imediat acolo. Excelență, îi cunosc foarte bine pe acești oameni. Se cârmuiesc singuri, după legea lor străbună. Sunt neînduplecați și nu se tem de nimic. Comoara ne aparține. Bogățiile sunt mai importante decât acei oameni. Excelență, luați câți oameni vă sunt de trebuință pentru a le înfrânge îndărătnicia. Știi, sfinția ta, locul de trezorier al majestății sale e liber. Vreau să te întorci cât mai degrabă spre binele nostru al tuturora. Bine, băiatule, să ascundem vinul și merindele în pădure. Episcopul Martinuții vine cu o întreagă armată. Codra și Nenada cunosc drumul spre Moldova, să vă supuneți lor. Drumul acesta merge până aproape de Han. Feriți capcanele. Comoara se află în locul știut de voi. Nu ieșiți la drum decât după ce se întunecă. Și faceți tot ce puteți ca să o salvați. Ia această carte de trecere a domnului Petru Rareș. Ea vă va deschide drumul la hotarele Moldovei. E prietenul nostru și singurul care ne poate ajuta. Să ai grijă de Maria și să faceți așa precum am hotărât.
cavaleria! Înconjurăm cetatea! Hai! Hai! Să nu ne scape niciunul! Doamne, trecerea aia! Jude! Jude! Să ne dea o gardă ca să plecăm! Pe acum du-te după ceilalți. Noi vom dura până ne vin ajutoare. Mărite, Jude! Vom rezista noi. Capitane Dan, caută să-i ajungi din urmă pe Codra și Nenada. Nu trebuia ca Lascu să-i omoare pe străgeri și să forțeze porțile. Trebuia sfinția ta, dar nu știu ce face. E din ce în ce mai greu să găsești un trădător de onoare. Toate drumurile spre Moldova sunt păzite. Soldații regiului scotocesc peste tot. Dar drumul spre Sebeș e liber? Liber. Hangiu ne așteaptă. Noi o vom lua înainte spre Sebeș. Pe drumul știu. Și de acolo spre Sibiu. Tu, Nenada, ne vei urma cu carele. Să-ți viu! Până spune! Viu! Ha! Unde e Codre? Unde s-au ascuns cu toții? Fă-l să vorbească! Câini trădători! Mai bine ai face ca ei, mărite Jude. Oricum o duc altfel decât dumneata. Gânule, n-o să afli nimic de la mine. O să fie greu, sfinția ta. Da? Mai multă rășină și o să fie ușor. Unde pot fi? Ați ucis pe judele lor, pe preot. Majestatea sa e furioasă. Iar românii continuă să se miște mereu. Și în timp ce sfinția ta aici îi supune la cazne și omoară, comoara este dusă cine știe unde. Am căutat peste tot, excelență. Am pus caraule. Drumurile sunt păzite. Iar de vămile noastre, nimeni nu poate trece. Prea puțin. De când cu blestemata asta de comoară, noi toți, dar ce spun eu noi toți, însuși tronul, Codrea și fica judelui au dispărut. Știe oare sfinția ta unde s-au dus? Excelență, hotarele Transilvaniei nu le pot trece.
dar spre Valahia, care e aici, aproape. Trecătorile spre Valahia sunt bine păzite. Și să nu uite, excelența voastră, că Valahia este foarte aproape de turci. Sunteți în întârziere cu 2 zile. Călăriți zi și noapte spre hotarele Moldovei. Tu cu închipuirile tale. Te întorci cu comoara sau vei cunoaște moartea cea mai cumplită. Plecați! Mergi de sănătos! Haide, arată-le drumul cel ocolit. Și nu uitați, la Sighi, Vidrașcu, Hangiu cinstit! Mulțumesc pentru ajutor. Bretane, rămâi aici și ia seama la ce ne trece. Dacă sosește capitanul Dan, vii cu el. Stai aici să te ospătezi, să te odinești. Să-mi dai un loc ascuns. Hangiule, dacă vin husarii, nu le dai nici mâncare, nici găzduire. Și să-i îndrepți pe alt drum. Îți spun eu care. Te ascult voinice, bratan. Cum ți-e voia? Hai! Doresc excelențele voastre ceva? Domn Romanosit! Nu înțeleg. Ești valah? Sunt român. Mm-hmm. Dă-ne drumul înăuntru, Hangiule! N-avem de niciunile excelențele voastre, pentru că drumul e greu cu zăpada asta. Da. Spune-mi, Hangiule, au trecut pe aici niște români călare, în căruțe sau pe jos? Au trecut. Au trecut. Încotro au luat-o? Păi e... Spre Alba Iulia au luat-o încă de ieri. Am putea să ne oprim aici. Ne e foame și caii sunt obosiți. Cât poți de repede ne ospătezi. Hai, mișcă, Hangiule! Așa, în grabă, e greu de făcut ceva. Totuși, dacă excelențele voastre mai stau... Înălțimile voastre eu din mâncarea mea vă dau, dar după cum știți, iarna asta, ce să mai... Păi dacă veneați mai de vreme... Pentru domniile voastre o fac, altfel... Spune-mi, chiar ai văzut niște oameni trecând spre Alba Iulia? Erau niște oameni pe care îi cunoști, dumneata. Știi despre cine vorbesc eu? Dar de unde? Dacă îi cunoșteam, nu vă spuneam excelenților voastre? Păi n-am nimic de ascuns, excelență. Ia, stai puțin. Ce fel de ciorbă e asta? Astea-s bucate pentru ostași flămânzi ca noi? Ia scoată cesma la porcul ăsta, să vedem ce are. Căutați, mă, prin han, să vedem ce ascunde ăsta. A, aici erai, bratane. În sfârșit am dat de voi, nemernicilor. Repede să nu ne scape! Uite-l! Să-l prindeți viu! S-au omorât! Îl vroiam viu, nenorociților!
Pe drumul spre Alba Iulia nimic n-a rămas de cercetat. Parcă au intrat în pământ. Câinele de Hangiu ne-a mințit. Înapoi repede la Han. Prindeți-l pe Hangiu și spânzurați-l! Excelență, cred că au pornit-o spre Sibiu și de acolo spre cetatea de Balt. Înainte-i miercurea Sighiului, iar în stânga Jidveiu și de acolo la cetate. De unde le știi tu, mă, Mihaile, pe toate astea? Tata mă ia cu el peste tot, cu negoțul. Aș fi vrut să vin și eu cu voi, dar tata nu m-a lăsat. Zicea că aveți treabă grea și de taină. Drumul e greu și primejdios. Acu du-te, să nu te apuce noaptea pe aici. Valea e rea, sălbatică, cu chervanele nu putem răzbi. Dar numai așa putem izbuti să ajungem la cetate. Ce-o fi cu Brătan? Trebuia să vină până acum. Nu mai putem să-l așteptăm. Om ajunge la cetate de baltă și o vedea. Domniță, Armașe Codrea, nu mai avem timp. Husarii au ajuns foarte aproape de noi. Trebuie să ne grăbim să trecem de cetatea de baltă. Așa nu vom putea răzbi. Să ne despărțim încete. Chervanele o vor lua pe drumul cetății de baltă spre Bălăușeri. Să le încurcăm socotelile. Drumul ăla, bunul, știi? Ce să știi? A, da. O să ne apuce noaptea. Să știi că am greșit drumul spre Sibiu, nu-ți dai seama? Și o să rămânem pe afară. Uite-l pe Hangiu. Doamne, l-au spânzurat. Ce ne facem? Hai să-l ajutăm. Și nu o să mai avem unde să noptăm. Până la Sibii. A! Și toată nădejdea ne era în el. Doamne Dumnezeule, câte lucruri stranii se întâmplă pe aici. Arde! Au dat foc la Han! Haide! Haide! Capitanul Dan, vine cu vești de la jude. Vești proaste, nobile Codrea. Au răzbit în cetate și judele. Să nu afle nimic, Maria. O să trimitem o iscoadă și atunci vom afla adevărul. Ce vești ați adus? Ce-i cu ai noștri? Nu fi îngrijorată, Maria. E bine. Toți sunt bine. Cum vine asta? Pe noi ne caută, iar acolo totul e bine. Bine și atâta tot. Minți, m-ai mințit tot timpul. Unde este Brătan? Brătan a fost prins. S-a omorât. Pe Hangiu l-au spânzurat. Dar tata, cei din cetate? Cetatea e bine întărită. Cred că vor rezista. De ce te ferești de mine? Maria, noi ți-am spus ce am aflat. Husarii sunt peste tot. Chervanele cu peștele vom despărți de cel în care avem comoara. Asta o vom face când trecem de Valea Lupilor, prin pădurea de faci.
deschide portiera. De ce ne-am oprit aici? Unde suntem? Aproape de Sibiu, sfinția ta. Trebuia să-i prindem până aici. Or fi luat-o pe drumul Brașovului. Imposibil. Acolo îi așteaptă oamenii lui Ferdinand. De fapt, n-au unde să fugă. Sunt înconjurați. Sfinția ta, alergăm după năluci. Urmăriți-i! Hai casă! Dați-le drumul prin pădurea de la marginea Sibiului. N-au cum să ne scape. E suspectă liniștea asta. Eu am auzit voci și un nechezat de cal. Pe husari ar fi trebuit să-i întâlnim până acum. Or fi luat urma carelor. Într-adevăr, e ciudată liniștea asta. Eu aș zice să ne oprim undeva și să trimitem o escoadă prin împrejurim. Așa o să facem. Uite că vin. Încet, să nu ne simtă. Nimeni să nu se depărteze. Să răzbim în ceată. Conjurații, să nu ne scape niciunul! Prindeți-ți armași! Uite-l pe Vidră. Ce s-a întâmplat? Suntem în mare primejdie. O mulțime de husari vin drept încoace. Am conjurat cetatea de Balta. Episcopul și husarii lui vin spre noi. Vin husarii! În pădure toți! Afară de pescari! Opriți căruțele! Sunteți măjari? De pute așa apește? Măjari, sfinția ta! De unde veniți? De la Alba Iulia, sfinția ta! Sunteți moldoveni? Moldoveni! Căutați peste tot! Ha.
Sunt butoaie cu pește, sfinția ta. Dați-le jos! Hai! Hai! Sfinția ta, nu ne nenoroci! E singura noastră avere! Las că vă știu eu pe voi! Ce faci acolo? Ce cauți? Ce v-am făcut noi? Niște pies pescați! Și s-au urât cu binele? Hai, băieți, la atârnăm de un copac, să se învețe mintea! Să-l dăm jos, domnița, că a început să aiureze. Aduceți-l aici! Avea o cergă, cepzane. O am, domniță, dar n-o s-o ducă mult așa. Și noi trebuie să mergem mai departe, să-l întâlnim pe Codrea. Ușor. Ușor. Numai el știe unde e Codrea. Să ne oprim aici, să-l îngrijim. Îl fac eu bine. Ești un suflet nobil, domniță. Dar săgeata i-a pătruns adânc. Doamne, nu-l putem lăsa așa. Vidre, unde e Codrea? Vă întâlniți la locul știut? Pe drumul spre mănăstirea Bălăușeri? Încet. Ce bine, domnița e lângă noi. Mă recunoaște. Fugiți, altfel totul e pierdut pentru noi. S-a sfârșit. Am rămas puțin, Maria. Și tare mă tem că nu vom putea salva comoara. Au trimis după noi o întreagă armată de husari. Orice s-ar întâmpla, comoara nu trebuie pierdută. Nu mai crezi în salvarea ei. Maria, s-a îndoit vreunul din noi de acest fapt? Codrea, dacă nu erai tu, n-aș fi îndrăznit să merg cu voi. Când ne vom întoarce însă, eu, fără tine... Căsătorii se fac și în Moldova, armașe. Toată noaptea trebuie să stăm de mare. Ai legat bine că ai? Dă-mi cuțitul tău! Vă place? Am găsit-o pe drum. Ăsta e aur. Iar astea? Safire. Ce se petrece aici? De unde ai luat-o? Am găsit-o pe drum. Minți! Ai furat-o? Nu! Nu, domnule ofițer, am găsit-o la pescarea aceea. Brățara e a domniței. Am văzut-o la mâna ei. De ce n-ai spus până acum? Surugii nu sunt din cetate, ne-am înșelat. Destul! Să mă înșele pe mine. Doamne! Întoarcem! Înapoi! Să-i prindem pe măjari! Coadele noastre au dat de urma lor. Au luat-o spre mănăstirea Bălăușeri, sfinția ta. Acum nu ne mai scapă.
Deschideți! Deschideți porțile! Bună seara, părinte. Domnul să te aibă în pază. Ce voiește, domnia ta? Am carte de la domnul Moldovei. Sunt urmărit. Și mai sunt și alții cu mine. După vorbă, pare a fi român. Așa este, părinte. Cartea domnului Pătru e la dumneata? Da. Intrați. Haideți. Cine vă urmărește? Oamenii regelui, părinte. Eu credeam că turcii au trecut pe aici venind de la Dunăre. Ce turci? Oamenii pașei de la Silistra. Treceau spre Moldova sau Brașov. Ce caută? O fi vreo solie? Se poate, fiule. Să știi că aici la noi nu-i loc sigur. Gândesc că ne-au pierdut urma, părinte. Avem și o jupăniță cu noi. Să rămână, părinte. Rămânem numai o noapte. Ai și pentru mine o chilioară? Am cum să n-am. Noi plecăm cu Nenada, să tăiem calea Buzăului. Aici locul e primejdios. Nenada, luați comoara și faceți precum am hotărât. Chilia e cam mică, domnule. Vă mulțumesc, părinte. Mergem la prea sfinția sa, episcopul Martinuții. E ora de reculegere a sfinției sale. Vă somesc să nu vă apropiați. Își face rugăciunea. Rugăciunea de pe urmă! O să mă plâng la Viena, la împărat, dacă ne lasă părăsire și nu se sinchisește să ne dea o gardă măcar. Ați mai avut una, domniță? Gărzi? Am avut două, dar le-au atacat husarii, iar cealaltă a trecut de partea răsculaților. Așa să știi. Oprește! Oprește! Vreau să vorbesc cu sfinția sa, episcopul Martinuții. Nu ne poate lăsa așa. Sfinția ta mi-a promis o gardă până la Moldova și văd că a uitat. Nu e momentul să mă lipsesc de soldați acum, domniță. Doar nu vă cer un escadron. Nu-ți dau niciun soldat, domniță. De ce nu ți-a dat tatăl dumitale? Am avut una, de la jude, dar i-ați ucis pe toți, și pe jude, și... Noi trebuie să ajungem cât mai repede în Moldova. Cavaleria la atac! Forțați porțile! Pe Codrea și pe domniță îi vreau vii! Nobilul Codrea e aici? Sfinția ta, da, să ne conducă el cu o mică trupă! Arestați-o! Puneți mâna pe ea și luați-o aici! Dar cine vă credeți? Să arestați fica unui dregător? Așa vreau eu! Să vezi că ăsta ne arestează. Hai, hai, dă-i drumul! Să fim mulțumiți că am scăpat! Unde e comoara? Unde ați ascuns-o? Veți spune imediat. Ce comoară, sfinția ta? Minți! Veți avea parte de securea călăului. Sau veți arde la foc mocnit. Am găsit. Priviți. Aceasta e dovada. Comoara există. Căutați! Căutați peste tot! Am căutat peste tot. Nu e nimic.
căutați peste tot. Nu vor să spun acum? Nu-i nimic. Luați-i de aici. Statea sa nu se va mulțumi desigur numai cu atât. Am făcut tot ce am putut ca să slujesc cât mai bine pe majestatea sa. Pentru un slujitor al Domnului se cerea mai multă îndemânare. Unde crezi că a ascuns comoara? Domnule consilier regal, îi cunosc bine. Aflați că nu o să puteți scoate nimic de la acești oameni. La ce spun oamenii? Sunt de piatră, stâncă. Orice când îmi primejdie credința, obiceiurile, avutul. Neamul lor. Mai sunt și alte mijloace ca să încurcăm ițele acestor falahi. Sfinția ta. Am un plan. Să ne grăbim. Ne așteaptă majestatea sa. Cred că ar fi mai bine să nu rămâneți aici. Asta ar îndârji și mai mult pe Valah. Da. Cheamă-l pe nobilul Codrea. Da, cu grijă și cinste. Excelență, cu ea să fiți atent. E greu să o convingeți. E leită în taică-sul pe care l-ați ucis. Poftește. Poftește, nobile Codrea. Sunt consilierul regal Ercole Diassoli, din Dalmația. Cred că ne-am mai întâlnit la curtea majestății sale. Înțeleg situația domniei tale și că a trimis al regelui, o pot schimba imediat. Cât despre comoară cunoaștem totul, în afară de locul unde domnia ta împreună cu ceilalți ai ascuns aceste bogății, la care majestatea sa nu prea dorește niciun chip să renunțe. Să vorbim deci deschis. Nu aveți nicio scăpare! Pașa din Silistra a aflat și dorește nespus aceste bogății. Oamenii lui au și început să mișune pe aici. Temnițile celor 7 turnuri mi se pare că vă sunt cunoscute. Îți pot spune că nici temnițile din Viena nu sunt mai prejos. Ferdinand de Habsburg și-a trimis și el oamenii. Numai noi le putem scăpa. Ce spune domnia ta? Nu vrei să spui nimic? Înțeleg. Pentru tot ce a făcut sfinția sa, părintele Martinuzzi, își va primi pedeapsa, pe care o merită. Iar pentru domnia ta, iată înscrisul regelui, cu pecetea sa de taină, în care majestatea sa îți dăruiește un sfert din aceste bogății, titlul de jude al Hațegului, și te va scuti de dăr pe 5 ani. Unde sunt ceilalți? Îți voi spune adevărul. Mai trăiesc doar 2, bătrânul și un capitan. Ah, și desigur femeia. Nu au supus-o la torturi. Episcopul este superstițios. Femeia este fica cneazului Ambrozie Cândrieș. Nobilă de neam vechi, domnule consilier regal. Da? Desigur, nu știam. Îi voi da poruncă să-l scoate imediat din temniță. Aștept doar încuvințarea domniei tale. Timpul. Îi mulțumesc măriei sale pentru bunăvoință.
Dar ceea ce dorește de la mine nu pot să-i spun decât prin viu grai. N-ai încredere? Înțeleg stăruința excelenței voastre. Dar hotărârea mea este luată. Vrei să câștigi timp, da. Să știi că drumurile vor fi păzite și nimeni nu te va putea salva. Prețuiești prea mult pentru noi. Aș dori să-i fie limpede excelenței voastre. Comoara există. Dar ea nu este nici a mea, nici a tovarășilor mei. Ea este a neamului românesc și nu poate fi dată altcuiva. Și dacă va rămâne acolo încă 100, 200, 1000 de ani, ce folos are domnia ta? Acesta este fanatism, orbire! Aceasta este explicația faptului că noi românii stăm aici de veacuri, împotriva tuturor împilărilor și nedreptăților. Nu e singurul care ne poți arăta locul unde a fost ascunsă comoara. Mai sunt și ceilalți. Și domnița. Ne vom vedea la alba regală. Oamenii regelui sunt mai pricepuți în a-i face pe alții să vorbească decât cei părintelui Martinuții. Mai gândește-te. Aduceți femeia. Părintele Martinuții a avut dreptate. Trebuie să mă gândesc la un alt plan. Domniță, am venit personal ca să vă dau vestea cea bună. Totul s-a limpezit. Nobilul Codrea mi-a destăinuit locul în care ați ascuns comoara. Părintele Martinuții a făcut grave greșeli. Iar întemnițarea voastră, fica cneazului Cântrieș, este cea mai gravă. Va fi pedepsit, domniță. Acum puteți pleca acasă sau unde doriți. Pot vorbi cu Codrea? Îmi pare rău, domniță, dar judele de Hațeg a și plecat. Aș dori să plec împreună cu oamenii mei. Singur, bătrânul a rezistat. Aș dori, domnule... Domnule consilier regal, Ercole Diasoli, Dalmatu. Domnule consilier regal, să plec chiar astăzi împreună cu capitanul meu. Desigur, domniță. Veți avea cea mai bună caleașcă. Mă mulțumesc cu un cal bun. Precum vă este voia. Cine va porunci să-l legați? Să nu fugă, domnia ta. Dezlegați-l.
Vorbești toate limbile pământului. Vii de la turnul Babel? Să ne spui cine anume v-a trimis ca iscoade la noi. Ego Thomas, zograf de Moldova, pictor magister spectabilis, e magnifici domini moldaviensis Petri Voivoda familiaris. Știu asta. Am mai auzit-o. Tu să ne spui cine v-a trimis la noi. Nimeni. Am venit singuri. V-am urmărit. Iar încep, zugravule, cu poveștile tale? Răspunde! Răspunde! Nu știu nimic! Au luat-o și pe domniță cu ei, la Dalmat în cetate. Așa e, vor în schimb comoara, altfel nu-i dau drumul. Dacă nu vom începe noi lupta, o să ne omoare pe toți. Vor să-l omoare și pe nobilul Codrea. Să facem dreptate. Numai domnia ta ne poate ajuta. Dacă ne trageți pe sfoară, s-a isprăvit cu voi, zugravule. Sau ce-i fi? Și tu, țâncule. Capitane, nu pleacă nimeni din târg fără știrea noastră. Acestui episcop, eu i-am salvat viața, o știți. Îi vom propune un schimb, să ne dea prizonierii în locul comorii. Noi însă îi vom da, știți voi ce, ceea ce merită. Vom face așa cum ne-am propus. Coborâm cu cai și luăm. Hai, sunt ușor de înșelat. Ce așteptăm? Nu facem schimbul! Ce faceți de urmă las pe mine? Trătare! Ștrangul vă așteaptă! Dacă nu mă lăsați! Trătare! Dați-mi drumul! Hai cu mințel, părințele, că nu sunt cusarii! Suntem noi, oamenii lui Codrea! Și acum să-i atacăm pe husari! S-a scăpat! Episcopul a fost prins! Pe noi ne urmăresc! Trebuie să fugiți! Unde e comoara? Asta vreau să știu! Pentru asta am făcut atâta drum până aici! Și nobilul Codrea a scăpat! Ce se întâmplă? Cred că lucrul a luat o trăsătură neprielnică pentru noi. Cine-i putea elibera? Morti galosne! Ce fel de revoltă e asta? Sunt țăranii lui Lenada, care l-au salvat pe Codrea. Aha! De data asta am pierdut! Am să-i spună domnului Batori ce se petrece aici! Domnule consilier regal, de data asta noi am învins. Vă rog să mă iertați, excelență, că v-am întrerupt călătoria, dar cred că ați uitat ceva. Scuzați-mi, meser Codrea.
De data asta ți-am vins. Poate, poate să ne vedem în condiții favorabile pentru mine. Prego. Prego. Luați-l. Nobile Codra, desigur că pentru noi ai bătut atâta drum, ca să ne duci la Moldova, la tatăl meu. V-aș sfătui, domniță, mai degrabă să vă întoarceți. Pe aici drumurile sunt pline de tâlhari și locurile sunt primejdioase. Soțul meu știe că împreună nu avem de ce ne teme. Treburile mele, domniță, mă îndreaptă pe cu totul alte drumuri. O întâmplare m-a făcut să trec pe aici. Așa că bună călătorie vă urez și ne-am vedea la Moldova. Dacă nici tu n-ai avut un cuvânt, ai tăcut acolo și voi ai ca eu o femeie să mă plec în genunchi în fața lui. Ha, o dată mai degrabă, mai e mult? Nu mult, dar mai e. Cât mai e? Mult mai e? Cai sunt bun, domniță, dar au și ei nevoie de o hodină și o văz. O să găsim în Moldova un han și atunci am vedea. Străjerul a primit cartea domnului Petru Rareș. Ați rămas puțin. Haideți cu noi. Vom fi alături la bine și la rău. Nu pot, armașe. Vreau să-mi duc soarta până la capăt. Voi strânge din nou oamenii. Și de nu vom izbândi noi, va izbândi fapta noastră. Mergeți cu bine, la noapte sunteți în Moldova. Ne bucurăm mult că am izbândit. Comoara o ducem cu noi la Suceava. Și nu uita, armașe, că am o datorie de plătit. N-am să uit. Mă voi întoarce, prietene, și o să ne luptăm.